Bună seara, stimați telespectatori, suntem din nou împreună la Neconvențional, o emisiune care îl are invitat astăzi pe Daniel Cozarec, ofițerul de presă al Clubului Sportiv Municipal Ploiești. Bună, Dani, bine ai venit în cadrul acestei emisiuni. Bună seara, bine v-am găsit. Ofițer de presă, vă spuneam, în cadrul Clubului Sportiv Municipal de Ploiești, este provenit din jurnalismul cu profil sportiv al Ploieștiului, a activat an la rând în redacțiile Șocul Cotidian și Republicanul, a scris materiale cu profil și a dezvoltat anchete cu aceeași tematică a sportului. Daniel Cozarec este cunoscut, este băiatul Gigel Cozarec, fostul fotbalist iubit al Ploieștiului și în acest moment, așa cum am spus la început, este cel care răspunde de partea descris partea de recunoaștere a Clubului Sportiv Municipal, ofițer de presă, cum vă spuneam. A mai fost prezent în cadrul unui studio sportiv, pe atunci se numea emisiunea mea Pasul la Offside, undeva prin 2014. Probabil. 2014 vorbeam atunci despre un turneu de handbal pe care CSM-ul vroia, era pe undeva cu Sebeșu, cu Constanța, cu, nu știu, trebuia să scape de la retrogradare și a scăpat cu Constanța, braț la braț. Da, aveam echipa de handbal fete în Liga Națională, erau alte vremuri, lumea venea la sală. Era frumos. Mai ales că după acel an, după ce am făcut noi această discuție și echipa a scăpat de la retrogradare, CSM-ul, echipa de fete a CSM-ului, chiar a avut un traiect nemaipomenit din punctul meu de vedere, ajungând până acolo încât să joace și niște meciuri în cupe europene. Din păcate, prezența cupei europene a coincis cu acel moment delicat în care echipa era în destrămare din rațiuni financiare, să spunem așa, generic. A fost acea situație în care nu se mai știa care este varianta corectă de a plăti sportivii, practic. Da. Se trecuse de la acele contracte de prestări servicii. Nu se știa nici la nivel de primărie care este varianta cea mai bună. S-au făcut niște PFA-uri, ulterior s-a aflat că n-ar fi tocmai în regulă, s-au blocat niște bani și bineînțeles că sportivii ușor, ușor, neplătiți cu lunile, au început au să, plece. Să plece. Știu că am participat în acele cupe europene cu echipa de junioare 1, practic. A fost un dublu, în Slovacia la Mihalovce cu fetele de la J1. Și ușor, ușor, după câteva luni, după câteva prezențe și în Liga Națională, s-a retras practic echipa, nu se putea continua decât să face act de prezență. Totuși, într-o competiție, o Ligă Națională care și atunci, și acum nu stă rău, dar atunci, din ce mai vorbeam cu, știu că era o antrenoare la CSM București, Meteclit, care ne spunea că e cam cel mai tare campionat de handbal din lume în acel moment. E adevărat că la CSM erau vreo 4-5 brazilienci și Brazilia era campioană mondială. Da. Era ceva normal. Și noi nu puteam să continuăm cu junioare 1 doar să onorăm numai competiția. De dragul de a onora competiția. Firește că ne-a avut nicio șansă la finalul când se trăgea linia, erai retrogradat. Da. Și ca să facem legătura, din păcate, cred că așa ceva lipsește Clubul Sportiv Municipal, o echipă care să-l reprezinte la un nivel cât de cât, bineînțeles, Liga 1, că nu putem vorbi despre altceva, unde lumea să vină în tribună, să vadă un sport, indiferent că e handbal, basket, volei, nu știu, eu aș spune că handbal și basket ar fi primele sporturi mai expuse în România în acest moment. Din păcate, voleiul, avem acea experiență a echipei care a fost campioană acum 2 ani, parcă, sau 3 ani. Campioană și câștigătoare de cupă. Da, și nu venea nimeni în sală și oamenii făceau eforturi să aducă lumea la sală. Pur și simplu, nu știu, voleiul în acel moment sau în această perioadă a nu a fost are... odată voleiul, a fost cu Petromu, atunci mergea altfel. Da. Păi, Dani, și de atunci, uite, nivelul ăsta de amatorism despre care tot ai vorbit, gafele astea continue, eu le spun gafe, eu nu pot să... Mi-e greu să cred că face cineva intenționat să fie rău cu banul ploieștenilor. Chestia asta din 2015, atunci cu... Care să fi fost? Ce judecat are ăla care hotărăște ba trecerea pe PFA-uri, ba plata prin... Care este raționamentul? Nu poate fi decât
Nepriceperea, să nepriceperea, spun. Eu nu-mi explic, pentru că și acum mă gândeam, de exemplu, avem CSM Oradea în Liga Națională de Basket, campioană, echipă care... Ei cum fac să susțină sportul? Nu, dar noi nu putem învăța de acolo? Adică nu există o... Sau nu te lasă să înveți ba la te ei? Lasă, e foarte simplu. Știu că și pe la noi la un moment dat s-a mers la CSM București să întrebă, voi cum faceți? La voi se poate și okay, la... Ok, nu neapărat același buget, dar să ținem și noi. Cum țineți voi o echipă cu 10-12 mii de euro pe lună salarii, raportat la bugetul Bucureștiului, voi știți cum faceți, să ținem și noi una cu 2000 pe lună sau ceva de genul ăsta. Totuși, trebuie să fie cineva care să ia taurul de coarne, cum se spune. Dar nu cumva ar trebui să fie cineva care să și placă? Ba da. Eu ce cred eu însă e că tot am plecat de la această discuție despre echipa de handball din acea perioadă. În ultimii ani, din păcate, bugetul clubului trage după el acele datorii care continuă, s-au achitat în timp, au fost decizii judecătorești care au venit. Și ușor, ușor se achită. Înțeleg că n-ar mai fi foarte mult de plată. Sperăm ca bugetul de anul viitor să nu mai fie grevat chiar așa de rău de acești bani care au fost trebuiesc. Și penalități la banii ăștia? Sincer, nu știu exact, dar oricum erau sume destul de mari. Pentru păi că cum? Erau sportivi mari. Cu contracte de 2-3 mii de euro și 1000 și oricum o medie, să spunem, 1500, dar care mulțit cu 10, lunile respective. Cu... Da, ori atâția sportivi s-au făcut niște bănuți. Și de-aia spun că un director, să spunem, al clubului, în momentul în care și-ar face un plan legat de o echipă măcar în Liga Națională, indiferent de sport, de fiecare dată cred că a avut problema asta, să zic, ok, și buget ce facem? Cum împărțim, cum facem cu banii care vor veni să plătim din urmă, nu știu, miliarde, că din păcate vorbim despre astfel de sume. În fiecare an bugetul aprobat nu este decât ajunge până pe la jumătatea anului, nu e niciun secret și să fac rectificări pentru a duce până la sfârșit. Asta spuneam că înțeleg că n-ar mai fi foarte mult de plată acele datorii către sportivi și antrenori și poate de la anul, eu știu, să poată discuta cât de cât o strategie. Dom'le, hai să avem și o echipă reprezentativă. Avem sportivi la sporturi individuale destul de mulți care fac performanță, dar știi cum e, expunerea mai mare este întotdeauna la sportul la de echipă. De echipă, na. Și aici, repet, handball, basket, cam astea două sunt cele, handball-ul vedem săptămânal la televizor din Liga Națională, basketul cât de cât și el. Și basketul. Parcă totuși e într-o... Mai ușor. Da, într-o cădere așa față de anii cu Asesov și ce a fost în trecut. Dar cam asta este ideea. Eu așa aș vedea ca ziarist de sport, să spun. Am înțeles. Că altfel... Cât ar costa, măi, Dani, două echipe de astea? Păi eu știu, dacă vorbim de o echipă de handball feminin, handball puțin feminin nu este. De exemplu, eu văd, ok, am vorbit de CSM București anumite contracte, să spunem, la o echipă de la locul 12, 10, 12, da, probabil că se vorbește de 1500-2000 de euro pe lună de jucătoare, ori 20... Cam, hai să zicem, 50.000 de euro pe lună salarii. Puțin nu e, dar eu știu, dacă vrei să se audă și de tine, e bine să... E, acum mai e o șmecherie. Se vrea să se audă și de ce să... S-a vrut vreodată? Atunci se vroia. Atunci știu că se voia. Eu cred că așa ca... Oricine ar fi director la un club, ar zice, bă, hai să pună și despre ce fac eu aici și eu ce fac. Fac, am o echipă, ok, nu e a mea, dar fac cumva să existe o echipă de sport de echipă care să reprezinte clubul. Și nu-mi convine ca să apară discuții în orice mediu în care se gândă, dar voi ce activitate aveți? Da. Aveți numai copii, sport de masă, faceți performanță? Normal că s-a vrut. Dar, repet, cred că de fiecare dată oricine a fost director a trebuit, cum să zic, să pună pe hârtie, zic că ok, avem bugetul ăsta. Din ăsta vom avea de plătit datoriile alea din 2016, care salarii deja înseamnă 30%, să spunem, din buget. Și eu cu ce propunere să vin să facem o echipă de handball când de-abia plătim salariile? Adică, cred că discuția aceasta se poate face doar din momentul în care vii pe zero cu datorii și îți pui pe hârtie exact, domnule, uite, vreau să fac asta, 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 am bazele care trebuie să le administrez, să le întrețin, mă costă atât. E și acea discuție cu separarea bazelor de activitatea sportivă, care
Poate că ar fi benefică la un moment dat să nu mai fie discuții că a trebuit să plătim curentul la Ilie Oană și uite, nu mai avem pentru nu știu ce cantonament al copiilor. Poate că ar fi și asta o idee, dar se vehiculează de 2-3 ani și... Și ai zice că s-ar motive... putea la anul undeva să ne gândim? Din ce informații am, eu știu doar că se va ajunge pe zero cu acea datorie și eu așa gândesc că ar fi normal să încerci să zici, bă, ok, facem ceva. Avem practic două echipe, de una de handball, băieți care joacă în al doilea eșalon. Juniorii. Da, practic. Juniorii care deja practic nu mai sunt juniori, majoritatea au trecut la senior, deja au făcut 19 ani. Au avut în acest an, ultimul an de juniorat, unul, o șansă să participe la turneul final, din păcate nu s-a mai ținut. Aveam o echipă care chiar spera să fie pe podium, după ce anul trecut au fost la turneul final, dar erau în anul 2, cum ar veni, în sensul că aveau 17 ani. Deci cel mai bine era anul trecut. Da, și au luat locul 8 atunci la turneul final. Anul acesta majoritatea erau deja de 18 ani, deci nu mai ținut. Și speram să fie ceva. Din păcate nu s-a putut. Joacă în divizia, al doilea eșalon al handball-ului și mai avem echipa de basket, băieți, formată aproape exclusiv din ploieșteni, care și ea joacă în cel de-al doilea eșalon. Sunt niște... Promisiuni, să spunem, să poate, cum să zic, gândi ceva. O strategie pe lângă lor, ei, să spunem. Așa. Dar, repet, știi cum e, totul ajunge la bani. Dacă se discută de bugetul de anul viitor și iarăși punem pe hârtie și vedem ce avem de plătit, probabil o să spunem, hai să ne așezăm anul ăsta și anul următor să gândim ceva legat de sporturile de echipă. Altfel... Activitate s-a desfășurat cum cred că s-a desfășurat peste tot anul acesta cu pandemia, cu această asta, pandemie, cu antrenamente online în prima jumătate a anului. Ușor, ușor, unde s-a putut, s-a intrat pe competiții. Atletismul cel mai repede, că e aer liber și distanță din culoar și așa mai departe, și au fost niște performanțe. Am avut un Rareș Toader, care e campion național la aruncarea greutății atât în sală cât și în aer liber. Campion balcanic, bun, un sportiv de valoare. Avem un Daniel Rezmiveș, tot la atletism, campion național la 100 de metri. După aia a fost campionatul, turneul final la basket U14, unde fetele Loredana Munteanu au luat din nou medalia de bronz, la fel ca în urmă cu un an. Le-am văzut și eu, sunt bune fetițele aia. Da, sunt ok și trebuie doar să ai grijă să crească ușor, ușor. E drept, baschetul feminin nu este cel mai expus nici el sport, dar asta nu înseamnă bine, că... Unii au trăit bine pe lângă baschetul ăsta feminin. Mai sunt orașe unde sunt preocupați, gen Târgoviște, Sepsi, da, Sfântul Gheorghe, unde e preocuparea asta. Oamenii își asumă, chiar dacă știu și ei, de exemplu, Târgoviște are basket și volei feminin. Nu sunt cele... Și fotbal, stai, da. Și fotbal mai... da. Dar... oamenii își asumă treaba asta. Nu știu, mă, am impresia că le place mai mult decât ne place nouă. Nu știu ce îmi... Asta e impresia mea. Că o fi și vreo nevestuică sau vreo amantuță pe acolo. Nu, dar pleacă clar de la așa ceva. Dacă e un, nu neapărat primar, viceprimar, ceva, eu știu, până anturajul echipei care să leagă, a făcut sportul respectiv, da, a avut soția sau eu știu, cred că e alt imbol. Alt imbol. Dacă nu, probabil că zice, bă, lasă, decât să mă ia cineva, că de ce băgăm banii în astea, lasă să ținem o echipă de junioare și... Și gata. Aia e. Adică ce s-a întâmplat aici, la Ploiești, ca să zic așa. Da. Se vorbește despre iminenta instalare în fruntea Bucatelor lui Cristinica. Cristinica, care a mai fost pe acel fotoliu, da, parcă de vreo două ore a mai fost, da, da, și până 2014 și până 2018. Așa. Cum apreciezi această numire? El, practic, provine din sport. El a fost un asistent excepțional la nivel FIFA. Ce cred eu despre postul de director la CSM este că ar fi ideal să avem în sfârșit un director care să poată să stea câțiva ani, să e ca la fotbal, să spun. Aduci un antrenor, lasă-l un pic să facă ceva. Din păcate, am avut din 2015 până în 2020 4 directori diferiți. Nici nu, cum să zic,
până faci bugetul, până vezi ce plătești, până ce... Așa te schimbă. Sau, da. Din păcate, asta da, a pentru fost că sunt posturi situații practic politice. Da, ar fi... Acum nu mai știu care este rațiunea asta cu posturi politice, de moment ce Cristi Nica vine, practic, ce știu eu, de la PSD, iar acum e PNL-ul. Nu știu cum, cum se trag chestiile astea, cum e jocul ăsta. Da, nu știu, nici eu nu... Bine, nici nu prea m-a interesat. Eu mi-am dorit de fiecare dată ca să fie director un om care înțelege fenomenul, care chiar vrea să susțină sportul și e și un bun administrator, bineînțeles, pentru că avem baze destul de multe, trebuie să fii foarte atent cu cum le întreții, dar trebuie să fie un om dedicat sportului și care să-l înțeleagă. Cristi Nica este în această categorie, da, indubitabil, că a fost arbitru, actual observator de fotbal și... Dacă se va concretiza această numire, nici nu mai știu cum să numire se poate folosi, poate fi de bun augur, repet, cu condiția să nu mai stăm peste 4 luni să aflăm că nu știu ce s-a întâmplat. Că nu mai ești, că vine altul, să-l punem pe altul. Să... Da. Ce vreau să te mai întreb eu? Știu că el a venit de pe un post de administrator la Ilie Oana. Acolo va rămâne practic postul liber. Nu? Presupun că da. Oricum, dacă ocupă locul la CSM, da, bineînțeles, rămâne cineva acolo. Da. Ar trebui să vină cineva printr-un concurs sau va fi tot o numire? Nu știu cum să zic. Nu știu exact. Știu că posturile de obicei se scot la concurs. La concurs. Acum mărturisesc că sunt puțin depășit de subiect și nu știu exact care e intenția. Uite, tot pe același subiect, știu că și Vivi Răchită, el a venit ca un consilier practic sportiv aici la Clubul Sportiv Municipal. Va fi o relație de subordonare sau cu Cristi Nica? Sau cum e gândită? Eu știu că unii se vor ocupa, unul se va ocupa de ceva altul. Eu știu că Vivi atunci când a venit ca și consilier al domnului director în acea perioadă, domnul Ștefan Groza, practic a și declarat că el... Atribuția lui principală va fi legată de stadionul Ilie Oana. Știu că are birou acolo, se ocupă. Probabil că da, cam asta va fi relația. Și să rămână Vivi acolo? Da, nu știu, postul respectiv pe care se află domnul Nica în acest moment, nu știu dacă e vizat neapărat de Vivi, nu știu în ce condiții se poate ocupa acel post, așa că nu asta e important. Ideea e că faptul că el e acolo, eu zic că e un plus pentru stadionul Ilie Oana, care chiar e unul dintre cele mai bune din țară. Se vede că atâta timp cât Naționala poate juca pe el, vă dați seama, îndeplinește niște standarde. Acum vreo 3 săptămâni, chiar acum 3 săptămâni, Vivi Răchită, prezent în cadrul neconvenționalului, spunea că vrea să scape de tot ce înseamnă balast la CSM. Balast însemnând conducător și antrenor fără licențe. Chiar a spus cu nume și prenume, vorbea atunci de Adrian Teodorescu, de faptul că i s-a adus la cunoștință faptul că nu va mai avea posibilitatea să mai lucreze acolo și așa mai departe. Despre această temă pe mine mă interesează, dacă știi ceva, dacă epurarea asta și-a făcut deja... Da, e bine, e purare mult zis, e ca și când ar fi fost cineva acolo care nu știu ce nenorocire ar fi făcut. Nu. Din ce știu, eu am vorbit și cu cel care este mai nou coordonator al secției de fotbal, cum a spus și Vivi atunci în emisiune, Daniel Dumitrache. El a preluat această poziție, să spune, având licența necesară. Era un criteriu care este impus de Federația Română de Fotbal și s-a ținut cont de el. Ce pot să spun eu? Că activitatea pe care Adrian Teodorescu a avut-o în ultimul an, sau eu știu cât a fost, din februarie, a fost una ok, din ce am colaborat cu el, parcă, eu știu, echipele au fost mai bine organizate, chiar și pe rezultate s-au văzut, că eu vă spun sincer, de-a lungul anilor, scriind despre fiecare secție, pe la fotbal mai aveam reținere așa, pentru că vedeam rezultatele. Și erau numai înfrângeri. Am pierdut cu nu știu cine, într-o săptămână mă făceam și eu că uit să scriu, că nu pot ce da, să scrii. Da, e penibil, știi? Știu cum e. Ușor, ușor, anul trecut s-a mai ieșit la liman. Da, s-a organizat un pic mai bine, au fost rezultate cât de cât decente și...
Știți cum e, nu, site-ul unui club nu este ziar, este, trebuie să fie ca la arbitraj un 5% așa cu gazdele. Trebuie cum să spune, ei, sigur. Trebuie să lauzi un pic, să, eu știu, să, să scoți pic, partea, nu? Bună și chiar și mi se pare într-o înfrângere. Dar asta se întâmplă peste tot, nu, da, e, cu excepție Ploiești. La nivel de secție de fotbal, eu știu, e un trend ascendent, să spunem, una peste alta. Acum vom vedea dacă se reușește să continue. S-au mai schimbat, au mai plecat dintre antrenori, au venit alții? Nu, antrenorii sunt aceiași care erau și până acum, cu Pompiliu Stoica la grupele mai mari, Valiaristan, Bogdan State, Catinca... Mârzea, cine mai e pe acolo? Da, Neagică Mârzea, Dragoș Negraru. Negraru, da. Da. E un staff ok, din punctul meu de vedere. Avem... Așa, grupele sunt complete? Da, da, da. Avem la fiecare categorie de vârstă echipă înscrisă în campionat. Campionat care însă... Cum e mai, Dani, la asta? Tot așa se vine cu părinții, plătesc? Din fericire, suntem cam singurul club, din ce știu eu, din Ploiești, care este fără taxă. În general, și vorbim despre secția de fotbal cu atât mai mult, chiar... Pentru că probabil o să vorbim puțin și despre Petrolul și mă interesam azi și am aflat cu stupoare. Știam ceva, dar zic, hai să mai verific că la Petrolul se plătește taxă la nivel de grupe de juniori până la juniorii așa. 100%, doar aia mari nu plătesc. Eu pur și simplu nu... Ce nu-ți vine să crezi? Da, nu înțeleg așa ceva. De ce la un club care are un buget de salarii lunar de, cred că, 100.000 de euro, să nu fie mai dacă mult. Dacă nu mai mult. Fiu eu elegant. Te bucuri, între ghilimele, să iei de la... 2.000 de euro. Da, 100 de copii, să spunem, ori așa, să iei 100 de milioane, da. 2.000 de euro. Nu văd care e... Care e raționamentul. Da. Nu, se vine cu niște tare din trecut și a rămas așa. De ce? Ca să-i lași pe toți să bârfească după aia, să zică, ce mă, dar nu v-am dat bani, dar de ce bineînțeles, să nască alte probleme. Deci, din ce am înțeles în teoria lor, ar fi că, domne, totuși să dea un ban ca să nu vină astăzi, să lase, să nu știu ce. Dar, pe de altă parte, apar alte probleme, pentru că părintele care dă 1.000.000 vine la antrenor și zice, domne, am și eu copilul, dar bagă-l și pe el 10 minute, că dau și eu 1.000.000 pe lună. Și da, după vreau să-l văd și eu, de ce dau banii ăștia? O repriză nu poate să joace, că totuși... Da, și ușor îți face... Nu înțeleg. Da, în fine, revenim la, ce, la noi, la CSM, deci nu se plătește absolut nicio taxă. Copiii se pregătesc în condiții ok. Acum s-a preluat și baza de la Teleagen, unde ușor se vor putea antrena. Se vor putea antrena în condiții de teren de iarbă. S-a folosit mai mult Parcul Vest cu terenul sintetic în ultimii ani, din lipsă de alte soluții, dar odată ce se va trece acolo, cred eu că e un lucru foarte benefic. Foarte benefic pentru copii, pentru că știm că se suferă foarte mult și cei de la Petrol, înțeleg, se antrenează pe la Vega acolo. Da, este o întreagă. Da. Am urmărit ultima ședință a Consiliului Local, practic mi-a apărut o alertă pe telefon și chiar am urmărit-o. O ședință de Consiliul Local în care s-a ajuns până la urmă, a fost tema aia CSM-ului. S-a ajuns la un moment dat să propună cineva dizolvarea clubului. N-ai auzit vreodată așa? Tragerea obloanelor. Deci așa ceva. Cităm. Da, nu știu. Până unde să se ducă treaba asta? Da, n-am înțeles. Ideea e că se vorbea despre o rectificare bugetară pentru încheierea anului. Mai sunt datorii, mai sunt restanțe către antrenori, mai sunt lucruri. Ok, de la refuza, să spunem, să aprobe această rectificare, până la a vorbi despre închiderea clubului pentru că ploieștenii plătesc 80 de lei pe cap de locuitor pentru activitatea aceasta. Mie mi s-a părut exagerat ca ploieștean, să zic, ca om de sport, să spunem. Ca om de sport, poate că ai înțeles și mai bine. Eu spun că și dacă ia un om după stradă, nu are cum să gândească așa. Da, adică e clubul care are în acest moment circa 800 de copii ploieșteni legitimați, să zicem cam 1.000 cu cei nelegitimați după la inițiere, care încă n-au actele făcute, cum s-a spune, că sunt prea mici. E clubul care are 13 secții unde orice ploieștean poate să-și ducă copilul
dacă vrea să facă sport. Legat de asta, e simplu, se poate intra pe site-ul clubului www.csmploiești.ro, la secții, avem toate secțiile acolo și dai pe fiecare secție și vezi. Poți vedea. La selecție inițiere este o rubrică acolo unde găsești număr de telefon, câți ani trebuie să aibă copilul pentru a merge la sportul respectiv, adică ai un copil bărași la sport, hai să intru aici să văd, la judo, cât trebuie să aibă, între 5 și 8 ani, al meu are 9, parcă nu merge, hai să văd la volei sau la handball. Sau... Adică e, și revenind la ce discutam mai devreme, e locul unde te duci fără să plătești taxele de antrenament, de eu știu, de... care contează fără discuție. Din fericire, în ultima perioadă nu a mai fost cazul. Știu că s-a mai discutat, au fost perioadele acelea dificile în care poate au mai fost situații în care eu știu, se contribuia la anumite lucruri pe la fotbal, dar erau dificultăți ale clubului pe care nimeni nu și le-a dorit. Și iarăși ajungem la ce am vorbit la început, acele datorii către sportivi care erau foarte mari și care erau primordiale să fie plătite. Te las să te gândești la o întrebare pe care ți-o adresez, pentru că urmează o scurtă pauză de publicitate. Gândește-te pe această pauză, dar crezi vreodată că se va mai vorbi la modul laudativ de CSM Ploiești? Publicitate.